Tragedie cumplită a lovit localitatea Vaidem din județul Vâlcea, unde un incendiu devastator a cuprins în totalitate casa unei familii, având ca urmare moartea unui copil de doar șase ani și a mamei sale. Incidentul a fost semnalat cu puțin timp în urmă, iar pompierii militari din județul Vâlcea au fost solicitați pentru a interveni în stingerea flăcărilor care se manifestau violent la locuința afectată. Apelul de urgență a informat că în casă ar putea fi surprinse două persoane iar la fața locului au fost trimise de urgență echipe din cadrul detașamentului de pompieri cu Vâlcea, punctele de lucru Horezu și Bunești. Aceste echipe au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă. Precum și cu o ambulanță de la Serviciul de Ambulanță Județean, SAJ, Vâlcea, în ciuda eforturilor intense ale salvatorilor, echipele de intervenție au descoperit, din nefericire, o victimă carbonizată într-un dormitor al casei. Identitatea victimei nu a fost imediat stabilită, însă se confirmă că acesta este un copil de șase ani. De asemenea, echipele continuă acțiunile de căutare-salvare pentru a găsi mama copilului, despre care se știe că se afla în casă la momentul izbucnirii incendiului. Incendiul a fost extrem de greu de stins, având în vedere amploarea și intensitatea flăcărilor, iar echipele de intervenție au lucrat neîncetat pentru a controla și a lichida focul. În timp ce căutările continuă, autoritățile investigează cauzele posibile ale incendiului și modul în care acesta s-a răspândit atât de rapid, având în vedere că locuința a fost distrusă în întregime în urma acestui tragic eveniment, comunitatea locală și autoritățile sunt în doliu, iar eforturile sunt concentrate acum pe sprijinul familiilor afectate și pe prevenirea unor astfel de tragedii în viitor. Este un moment de mare tristețe și durere pentru toți cei implicați, iar întreaga comunitate se adună în aceste momente dificile pentru a oferi sprijin și a aduce omagiu celor pierduți.